Bună ziua, sunt Simona Măglaș, consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC și astăzi în videoul de la Familia Postpartum vom discuta despre compatibilitatea medicamentelor în timpul alăptării. Cum putem verifica dacă acestea sunt sigure în alăptare prin intermediul platformei eLactancia? Uneori, mamele care alăptează se regăsesc în situația de a fi nevoită să ia anumite medicamente, extracte din plante sau să fie supuse unor anumite proceduri medicale în timpul alăptării. Iar mamele adesea se îngrijorează despre siguranța acestora și despre posibilele efecte asupra copilului alăptat. Atunci când mamelor care alăptează li se prescriu medicamente sau extracte din plante, medicul sau farmacistul trebuie să țină cont de mai multe aspecte legate de medicament, cum ar fi timpul de înjumătățire al acestuia, biodisponibilitatea, masa moleculară și alte aspecte, precum și de vârsta sugarului și de necesitatea inițierii imediate a tratamentului sau dacă inițierea tratamentului suportă amânare. Mamele trebuie să fie informate și de faptul că și medicamentele care sunt disponibile fără prescripție medicală sau remediile naturiste au posibilitatea de a trece în laptele matern și astfel de a se transfera la bebelușul alăptat. În acest sens, putem verifica compatibilitatea medicamentelor sau a suplimentelor pe care dorim să ni le autoadministrăm prin intermediul platformei eLactancia. Așadar, haideți să vedem cum folosim platforma eLactancia. Deschidem un motor de căutare, în cazul meu Google, și scriem pe el eLactancia. Ne apare la prima sugestie. Primul site pe care îl găsim listat la căutare este eLactancia.org. Îl accesăm și ajungem la prima pagină pe care scrie: este acesta compatibil cu alăptarea? Și avem aici funcția de search și câteva exemple de căutări frecvente. Așa cum puteți observa, pe această bază de date se poate verifica compatibilitatea cu alăptarea la peste 30.000 de elemente. Elemente înseamnă mai mult decât medicație. Ceea ce se prescrie medical, fitoterapie, plante, remedii homeopatice, alte alternative, cosmetice, proceduri medicale, contaminanți, boli materne, boli ale bebelușului. Este o platformă concepută de profesioniști, de către medici, pediatri, farmaciști, consultanți în alăptare. Atunci când vrem să folosim funcția de search a bazei de date, este important să cunoaștem denumirea substanței active a medicamentului, deoarece majoritatea elementelor listate pe acest site pot fi găsite cu funcția de search doar după denumirea substanței active și nu după denumirea comercială. Cum putem afla, spre exemplu, denumirea substanței active în cazul algocalminului? Deschidem un alt motor de căutare și trecem algocalminul. Dăm un Enter și, după cum puteți observa, aici în partea dreaptă îmi apare sugestia de denumire a substanței active. Metamizolul este substanța activă din algocalmin. O luăm cu copy și paste și o introducem în bara de search. Deja ne apare la sugestii și, după cum puteți vedea, metamizolul se încadrează în categoria High Risk for Breastfeeding, adică categoria medicamentelor care sunt prea puțin sigure, a căror evaluare trebuie făcută foarte atentă. Fie se folosesc alternative mai sigure, fie se întrerupe alăptarea între 3 și 7 timp de înjumătățire. Un lucru foarte interesant la această bază de date este faptul că ne oferă alternative în cazul în care
ceea ce căutăm noi generează o incompatibilitate. Dacă medicamentul pe care noi îl căutăm nu este compatibil sau este prea puțin compatibil în alăptare, avem alternative mai sigure, în cazul algocalminului, acestea fiind ibuprofenul și paracetamolul. Elementele de pe această platformă sunt clasificate în 4 categorii de risc. Prima categorie este very low risk și conține acele medicamente sau substanțe care sunt compatibile, sigure, cu un risc minim pentru copil și pentru alăptare. Următoarea categorie este cea de low risk, cele cu o siguranță moderată, probabil compatibile. Și ni se spune să urmăm recomandările. Cea de-a treia categorie este cea de high risk, în care medicamentele sunt prea puțin sigure, în care trebuie evaluată cu atenție starea copilului dacă mama alege să ia aceste medicamente care sunt cuprinse în această categorie. Fie se folosesc alternative, fie se întrerupe alăptarea între 3 și 7 timp de înjumătățire. Timpul de înjumătățire descrie intervalul de timp dintre administrarea medicamentului și momentul în care jumate din acesta este eliminat din organism. În general, este trecut pe prospectul medicamentului. Very high risk este ultima categorie și cuprinde medicamentele sau suplimentele total nesigure, total contraindicate, iar în cazul acestora fie se folosesc alternative, fie se întrerupe alăptarea. Haideți să încercăm să căutăm și o procedură, cum ar fi o radiografie sau razele X. În bara de search începem cu X, pentru că în limba engleză razele X sunt denumite X-rays. Trecem X și la prima sugestie avem radiografia X-ray, care este cu very low risk for breastfeeding, sigură, compatibilă, cu riscuri minime pentru alăptare și pentru copilul alăptat. Aici, în descriere, ni se explică și faptul că și scanările CT și alte tipuri de radiații X, cum ar fi mamografia, efectuate mamei, nu afectează laptele uman sau alăptarea. Nu afectează nivelurile de prolactină și razele X utilizate nu rămân în corp și nici nu sunt excretate în lapte. Acesta a fost videoul de săptămâna aceasta de la Familia Postpartum. Dacă v-a plăcut conținutul acestui video, vă invităm să ne ajutați cu un like, share sau să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile postate. Vă mulțumim pentru vizionare!